Ilia Olgoa Vasilescu, replica CID pentru Iohannis, iar, domnule președinte, de ce nu prezentai stenograma discuției de la Cotroceni? Ilia Olguca Vasilescu, ministrul muncii, reacționează dur la criticile președintelui Iohannis pe tema politicii salariale. Aceasta susține că în discuția de la Cotroceni, Klaus Iohannis nu a formulat acelea sublinierei critici sublinierei îi cere președintelui să publice stenograma discuțiilor. Klaus Iohannis despre legea salarizării și discuțiile de la Cotroceni, la care am participat împreună cu premierul Dancila, e adevărat că, cel puțin în public, avem aborduri diferite. Exact. În discuții private avem aceeași abordare. Iar, domnule președinte, de ce nu prezentai stenograma discuției de la Cotroceni? Să se vadă exact cât de diferit gândim vis-a-vis de solicitările sindicale și de corectitudine ale CID. Mă gândesc că, dacă tot ne certai, poate e bine să știe toată lumea cum vorbim public cu mine viva. Unii dintre noi. Scrie Ilia Olguca Vasilescu pe Facebook. Președintele Klaus Iohannis a declarat luni seara ce lucrurile nu merg, sublinierea cum trebuie în domeniul salarizării, sublinierei ce este treaba guvernului să corecteze problemele. În public avem opinii foarte diferite. Eu atrag atenția ce lucrurile nu merg, sublinierea cum trebuie, sublinierea avem practic în fiecare zi buget, în subliniere cer sindicale, iar guvernanții se fac ce nu vede nimic, sublinierea repeta sublinierea mecanic ce totul este în regulă. Lucrurile nu sunt în regulă, dar este treaba guvernului să vadă unde sunt cauzele acestor nemulcumiri, sublinierea i se le corecteze, a declarat Iohannis. El a făcut referire sublinierea la întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Viorica Dăncilă, sublinierea cu ministrul muncii, Ilia Olguca Vasilescu, pe tema salariilor din sistemul bugetar. Cred că am dat un semnal foarte clar la momentul respectiv. În chestiunea salariilor, lucrurile nu merg, sublinierea cum ar trebui, sunt probleme, sunt numeroase probleme, sublinierei am rugat pe toată lumea implicat în proces să se apuce de treabă, sublinierei se îmbuntecească, sublinierei cadrul, sublinierei abordarea specific. A mai spus presubliniere dintele.